Nu judec, însă chiar mi-e greață, când așa zii și cei mai credincioși te învață să-ți alegi drumul în viață, uitând că eu sunt mult mai păcător. Oameni suntem și toți avem păcate, niciunul dintre noi nu este sfânt. Le-am și eu. Aș spune multe, poate, că așa e viața din păcate pe pământ. Dar dați să facem oameni o schimbare și dați să începem lume de la noi, căci din păcate una văd și doare, ca noastre suflete sunt pline de gunoi. Noi suntem plini cu toți de răutate. Purtăm toți măști, că suntem plini de fățărie. În schimb, am uitat toți de bunătate și am uitat ce-i asta omenie. Cum am mai spus, avem cu toți păcate, dar fiind oameni, putem să ne schimbăm. Putem să avem suflete curate, dacă cu ura asta o să ne luptăm. Satana zilnic, dragii mei, ne ispitește. Tot el ne mână ca pe cereadă de viței. El zilnic la ureche ne șoptește și ne învață cum să fim mai răi. Dar Domnul ne-a dat suflet, ne-a dat minte, așa că dați cu această minte să gândim. Dați să avem stimă față de soție, de părinte. Dați răbdător cu cei din jur să fie. Dați, dragii mei, să nu mai ofensăm, să n-aruncăm în toți cu răutate. Dați, dragii mei, să ne schimbăm. Dați toți să mergem înspre bunătate.